Biserica Ortodoxă sărbătorește astăzi înălțarea Sfintei Cruci, numită și Ziua Crucii. Aceasta este cea mai veche sărbătoare închinată cinstirii lemnului sfânt. Înălțarea Sfintei Cruci este marcată prin post aspru pentru că ziua aduce aminte de patimile și moartea Mântuitorului. Înălțarea Sfintei Cruci semnifică două evenimente solemne, aflarea crucii și înălțarea ei în fața poporului de episcopul Macarie al Ierusalimului la 14 septembrie 335 și aducerea Sfintei Cruci de la Perș în 629, în vremea împăratului bizantin Heraclius, care a așezat-o în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Crucea este un simbol al victoriei asupra morții și păcatului, iar sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci este singura cu post aspru și rugăciune care apare la data de 14 septembrie, atât în calendarul bizantin, ortodox și greco-catolic, cât și în cel latin. În credința populară se spune că cine ține cont astăzi de câteva lucruri va avea belșug și spor în casă. 14 septembrie este considerată data care vestește sfârșitul verii și începutul toamnei. Conform tradiției populare, de ziua crucii se închide pământul, care ia cu sine insectele, reptilele și plantele care au fost lăsate la lumină în primăvară. În lumea satelor încă se mai crede că în această zi șerpii, înainte de a se retrage în ascunzișuri, se strâng mai mulți la un loc, se încolăcesc și produc o piatră nestemată folositoare pentru vindecarea tuturor bolilor. Nu este voie în ziua înălțării Sfintei Cruci să se lucreze pentru a nu atrage primejdile. Pe 14 septembrie la biserică se sfințesc busuioc, mentă, maghiran și cimbru, considerate plante magice. Potrivit tradiției populare, acestea îi apără pe credincioși de boli, dar veghează și asupra păsărilor și animalelor din ogradă.